foarte, foarte interesantă această comunicare. Spre exemplu, modernismul înseamnă reacțiune, întotdeauna reacțiune, adică revoltă, revoluție. Și e foarte interesant faptul că a sesizat acest proiect inchizitorial al ideologiilor. Adică această nivelare. Nivelare care exclude tocmai viața. Exclude nuanțele. Stăteam și făceam o comparație între lupta Sfinților Părinți pentru adevărul de credință. De ce? Foarte mult spun, domnule, da? Până la urmă, toate discutele, o singură voință sau două voințe, Sinodul de la Calcedon, mă rog, cele două firi, ipostați, toate astea sunt niște amănunte, nu? Acestea, de Sfinții Părinți, au luptat tocmai pentru aceste nuanțe. De aceea ținem foarte mult la dogmele credinței, la învățătura de credință a sinodelor. Și așa cum a spus domnul Ganea, Inel Ganea, astăzi asistăm la aceeași confuzie. Adică, ați văzut, educația de gen și mai ales superficializarea, această superficializare, toate se reduc la suprafață. Nu mai există nuanțe, nu mai există deosebire între religii, dar putem să ajungem la aceeași religie. De asemenea, stăteam și mă gândeam la ce stăpân, cel care se sesizează că, până la urmă, raționalitatea, raționalismul acesta dus la absolutizat, duce la nebunie. Și mi-am amintit aici de Ivan Karamazov. Deci Ivan Karamazov merge pe raționalism, intră în labirintul raționalismului și, în sfârșit, este schizofrenia, este nebunia. Îl rugăm pe domnul Cătălin Struza, traducătorul acestei cărți, să ne împărtășească așa câteva gânduri din această traducere a eseului, dacă Dumnezeu nu ar exista. Deci, să înțelegem că, de fapt, aparține acest titlu, în sensul în care, mă rog, ați grupat aceste